Cum e la Panduric? O nouă provocare în viața mea. Azi am ajuns. Cunosc pe câțiva dintre noi prieteni care am aici și sper să-mi fac datoria, cum am făcut mereu. Cum am spus, o nouă etapă din viață care cu siguranță o să dau tot din mine și știu că poporul olteni e un popor care e foarte călduros, care iubește chiar fotbal și sper să intru și inima suporterului de aici. Ai ratat echipele din București? Da. Stai să joci acolo? Nu, n-am ratat pentru că niciodată n-am avut ceva concret. Asta a fost o ofertă concretă care s-a rezolvat cu adevăr și dacă clubul Medias a fost de acord și eu, asta înseamnă că a fost ceva bun pentru ambele părți. Așa că aștept să vin aici să fac tot ce știu și să ajungem cât mai sus cu Panduri. Pe Ayrton nu știi? Nu, din personal nu, din vedere. Ești obișnuit cu Europa League? O să dai tot din tine acum pentru Panduri? Chiar zilele astea vorbeam cu niște prieteni, eu cred că am primit al doilea șansă pentru că am apucat să joc cu primul tur numai din Europa League și am fost nevoit să plec de la Medias și dacă am primit al doilea șansă, eu trebuie al doua șansă, dacă eu trebuie să arat tuturor că merită să fiu aici și să ajung cât mai sus. E clar că gândul e să ajungem în grupe. Cine e cel mai bun prieten de la Panduri dintre jucători? Mereu când am venit aici, schimb tricou cu înaintea cu Cardoso și schimb cu Mingote. Și vorbește limba mea, mai am aflat că e Erico de la, care a fost de la Cluj, tot e brazilian aici. Și Nicandra acum care a venit. Dar n-am problemă cu prietenie, că repede o fac cu prieteni, așa că... Numărul 27 e ocupat la Panduri. Ce numărul să ai? Asta îmi contează așa puțin, pentru că 27 am scris o istorie frumoasă la Medias. Și clar că mi-aș dori să păstrez istoria asta pentru viața mea întotdeauna. Dar de data asta, cum n-am avut multe opțiuni, am ales numărul 24 pentru că e nașterea la copilul meu și acum 24 iulie va îndeplini 2 ani și am ales pentru el să fac ceva bun pentru el. În Liga 1, ce așteptări ai de la Panduri? Ce așteptări ai? Putem să așteptăm. Panduri a terminat pe locul 2, un club care nu au mare expresie cum celelalte echipe din România, dar se vede că are valoare. Dacă au ajuns pe locul 2, dacă am venit pentru o nouă provocare, eu cred că propun împreună cu jucător să batem la titlu. Dacă putem, avem un lot bun și în primul rând acum e vorba de cupele europene, să ne calificăm mai departe și după aia vedem și de campionatul românesc. Dacă mi-aș dori să câștig campionatul, asta fără niciun dubiu, dar toată lumea trebuie să vrea aceeași chestie. Cum e Liga 1 fără Rapid? E afară? Dar nu s-a calificat Rapid. A rămas, doi ani. Da, a rămas. Nici eu nu știu rapid. Pentru că au rămas Rapid. Meritau să știu. Joace Rapid. N-a fost prea ok. Asta aș prefera să nu mă bag, dar toată lumea știe că un campionat fără Rapid e nasol, pentru că Rapid are suporteri minunați și face o atmosferă frumoasă, toată lumea se uită la meciul Rapid. Dar aș prefera să nu mă bag. Felicitări pentru ei că rămân în divizia A și mergem mai departe. Ai ajuns târziu la Târgu Jiu, sper că vei prinde și câteva minute sau vei fi titular la Rapid. Nu, eu aștept să încep azi antrenamentul și să găsesc un loc pentru mine. Dar respectul toți colegii care au aici, care au jucat campionatul trecut, dar fotbalul e acolo înăuntru. Tu dacă dai dovezi că poți să mergi mai departe, așa o să fie. Asta e alegerea antrenorului, nu a mea. E clar că aș vrea și eu un loc de titular, dar am ajuns acum, sper să rămân cu piciorul pe pământ și să-mi găsesc un loc în curând.